Dar pe fondul fondului, cred că românii... E și o perioadă de complicată, să știi, Hoia. Da, este. E, e și război aproape, e și scandal în Orientul uh -huh. Mijlociu, e și în Asia. Victor Orban a ajuns astăzi la Moscova. E președintele, e președintele Consiliului European pentru șase luni de zile și merge și în capacitatea asta. Și noi mergem cu toții la, la Washington săptămâna viitoare, luni suntem în avion. Uh -huh. Dar cum vi se pare vizita asta lui Victor Orban la Putin, la Moscova? A făcut-o și la Kiev, merge și la Moscova, e președintele Consiliului European, se duce unde, unde dorește. E normalitate sau nu? Țin în cont de actualul context? Nu pot să comentez pentru că am jobul ăsta la NATO și toți aliații trebuie să, să fie tratați nu cu. Știu, cu, cu dar, dar asta zic, totuși să trecem. El te duci. insistă. Ce se întâmplă? Hai să spunem alte lucruri pe nume. NATO este principalul garant al păcii pentru țările din NATO, da? Noi suntem garantul păcii, da? Și dacă există, cum să spun, orice formă de a pune, de a curma acest război din Ucraina în condiții acceptabile pentru ucrainieni, trebuie făcut. Dacă am putea să ajungem cât mai repede la pace în Ucraina, am fi cei mai fericiți. Din păcate, noi vedem Rusia foarte agresivă în continuare, dar, încă o dată, de ce spune lumea pe bună dreptate că NATO este cea mai de succes alianță din istoria um umanității? Pentru că timp de 75 de ani n-a fost război pe teritoriul NATO. Nici pe România, nici pe teritoriul României nu o să fie Înțeles. război. Și atunci un NATO puternic înseamnă pace și securitate. Uh, și asta este un deci, lucru... Deci spuneți, dacă este să se ajungă la pace, niște condiții corecte, așa, de ce nu s-ar duce și Victor Orban la uh, Moscova? Până, până, la urmă, până la urmă este realist să crezi că astăzi sunt condiții reunite de ambele părți și de la ruși, de la, de la Ucranie Nu, pentru... pentru Încetarea focului, pentru un da. armistițiu, pentru pace? Nu. La un moment dat va veni acel moment? Da. Culmea este, cu cât NATO este mai puternic și ajutăm pe ucranieni, cu atât mai mult vine mai repede acel moment. Da, mai repede. Pentru că rușii, dacă ei încă cred că pot să-i dovedească pe ucranieni. Și atunci apetitul lor de a merge și mai mult, și mai mult în acest de război. Exact. Deci, deci vedeți până la urmă ca o normalitate spre pace. Trebuie, ce se întâmplă. Trebuie, trebuie. Nu? Chiar dacă se duce victor Orban și cum să spun, nu, dă, nu arată bine. Totuși. Că vezi, pe, Asta decizia. vezi președintele, cum îi zice, Comisia. sau ce Consiliul, era? European. Consiliul European, care se la Moscova. Adică nu da așa bine, nu? Aici suntem de acord. E altă discuție ce face fiecare. Fiecare își face un calcul național. Nu sunt eu. În, 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 să în, să dar să dau, dacă e să pentru pace, orice e pentru pace. Dar. Cu cât avem pace mai repede în Europa, cu atât mai bine pentru noi. Iar pentru România, vă spun, har domnului, eu te fac cruce mare aici, că suntem în NATO. Și vă spun asta nu pentru că sunt eu acum la NATO. Da. Sau că am muncit toată viața ca să aduc România în Occident. Dar gândiți-vă o secundă ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi fost aici. Ce s-ar fi întâmplat, ce s -ar fi întâmplat ce cu țara asta? Ar fi Ce, ce s-ar fi întâmplat la conexiunea asta între ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în, în, da. în, în, în Balcani?